Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne primiți în casele dumneavoastră. E bine, știri și informații în exclusivitate în această seară. Extrem de important, la aproape 3 săptămâni după tragedia din Brăila, apar noi informații care pun mari semne de întrebare apropo de doctorița omorâtă. O să vedeți ce s-a ignorat și o să ne punem în mod legitim întrebarea dacă cumva un criminal extrem, extrem de periculos nu cumva este liber în continuare pe străzi. Dar la fel de important astăzi, doamnelor și domnilor, întreaga planetă a fost guduită deoarece a existat o panică majoră pe bursele internaționale. Piețele bursiere s-au prăbușit, iar acțiunile japoneze au scăzut cu numai puțin de 12%, fiind cea mai mare scădere de la luna neagră, așa numitul crash din 1987. De ce? Ca urmare a temerilor că Statele Unite s-ar putea îndrepta către recesiune. Aici au fost făcute declarații oficiale încă de duminică, după ce mai multe rapoarte financiare au venit cu rezultate mai proaste decât cele așteptate. De aceea, mulți investitori au fost determinați să fugă de activele riscante și să mizeze pe faptul că vor apărea reduceri rapide ale dobânzilor pentru a salva creșterea economică. Nici România nu este în afara pericolului, fiind expusă actualelor turbulențe mai mult decât alte țări, iar bordul BNR se reunește de urgență în mai puțin de 48 de ore. O să vedeți ce decizii se vor lua. Și tot astăzi, doamnelor și domnilor, țara noastră a ratat o nouă medalie olimpică în proba feminină de gimnastică, în finala de la sol mai precis. Gimnasta noastră, Ana Bărbosu, a pierdut medalia de bronz după ce, atenție, a doua concurentă a Statelor Unite a făcut contestație. După notările inițiale, românca cu un punctaj de 13.700 se clasa pe poziția 3-a, deci în fața americancei. Doar că echipa tehnică a gimnastei din Statele Unite a făcut contestație și după această contestație Ana Bărbosu a pierdut a treia poziție și implicit bronzul olimpic. Sportiva noastră a declarat aproape în lacrimi după acest moment. Au fost 2 minute pe podium, apoi arbitrele au decis altceva. Vă dați seama cum mă simt? Nimeni nu știe cât de greu este acest moment pentru mine și nimeni nu știe prin ce trec eu acum. Bine, și locul 4 este bun, dar e greu să ajungi de pe locul 3 și după aceea să fii dat la o parte, a mai spus gimnasta din România. Aici, alături de dumneavoastră în această seară și înainte de a afla de asemenea o informație mai mult decât surprinzătoare apropo de crima de la Brăila, îi salut pe Răzvan Savaliuc și Dumitru Pelican. Și apropo de scandalul acesta din gimnastică, domnule Pelican, e uzual așa ca o mare putere, nu știu, să-ți ia o medalie pentru că notajul sau notarea oficială a fost în favoarea româncei inițial. Doamne, dați-mi voie să folosesc un cuvânt dur, dar cât se poate de real. E furt. E furt cu motivația că, vezi, doamne, expertele din Comisia de Arbitre au gândit altfel. S-a mai întâmplat așa ceva, mi-aduc aminte, era mult mai tânăr, la Moscova. Și când regretatul Cristian Țopescu spunea, e o mare blasfemie să fur ciocolata de la gura fetițelor. Pe ce motiv îi admiți contestația sportivei din America, da? Pe a noastră, cea de pe locul 4, nu Ana Bărbosu, nu o admiți, o lași un minut jumate, două, campioană, locul 3, medalie de bronz, după care ei, nicio explicație. Ce s-a hotărât în culise? Așa putem lua oricând locul 1. Dar federația noastră nu a contestat ce i s-a întâmplat. Foarte rău a făcut. Putea să facă mult mai mult. A contestat pentru cealaltă sportivă care oricum nu a luat. Da, dar pentru acest lucru care nu s-a mai întâmplat, eu sper să nu greșesc, la Moscova s-a întâmplat așa ceva, Olimpiada de la Moscova, parcă în anii 80. O să greșesc și anii. Dar oricum era 80-81. Cum să faci așa ceva? O dai, pentru că e mult mai trist, e mult mai dureros când ești pe locul 3, te vezi, medalie de bronz, după care te coboară pe 4. Vai, evictis, e prea puțin spus. Așa ceva nu mi-explic sincer. Am sunat și eu oameni care se pricep mai bine în gimnastică decât mine, nu au nicio explicație. Toți mi-au spus, e furt.
Ăsta este cuvântul. E rușine, doamnelor, din Comisia de Arbitri. E furt pe față. Da, și aș vrea să vă dau și imaginile zilei, un soi de anarhie și violențe pe stradă, cum nu s-au mai văzut de zeci de ani în Europa, se întâmplă în Marea Britanie, unde în mai multe orașe extremiștii de dreapta atacă hotelurile migranților și sunt deciși să le dea foc. Și ne întoarcem, doamnelor și domnilor, în România, unde după aproape 3 săptămâni, o nouă lovitură de teatru în cazul asasinatului pentru doctorița din Brăila. Ei bine, aici procurorii au deja un suspect, este reținut, principalul probatoriu vine de la un ADN de pe mâinile medicului stomatolog asasinat, numai că pe mâinile acestea s-au găsit și alte urme de ADN, iar în profesia de stomatolog, atenție, acești doctori își folosesc mâinile, fie cu mânuși, fie fără, în cazul multor pacienți. Roxana Ciucă vine chiar acum cu detaliile. Roxana, pare așa și mulți se întreabă, poate pe străzile din țara noastră încă circulă un criminal periculos? Bună seara, Andreea, bună seara tuturor. Da, deși avem o persoană arestată pentru 30 de zile pe Maricel, principalul suspect, încă procurorii se mai gândesc dacă Maricel, dacă doctorița i-a căutat în gură lui Maricel la măsele fără mânuși, dacă i-a căutat cu mânuși, pentru că sub unghiile ei a apărut ADN-ul lui Maricel, dar problema e că și în ziua respectivă au mai fost pacienți care au mai trecut pe acolo, pe la cabinet. Unde mai punem că e și un al doilea ADN de sex masculin neidentificat. A avut mânuși doctorița când i-a căutat lui Maricel la măsele, nu a avut mânuși. Unde este arma crimei? O baionetă cu laturile extrem de ascuțite. Unde este telefonul? Dați-vă seama că dacă Andreea i-a refăcut procurorul, procurorii, dacă sunt doi, mă rog, trei în tot parchetul, dacă i-au refăcut traseul, adică nu vezi unde a aruncat arma crimei? Nu vezi dacă s-a dus, nu știu, s-a dus la ghenă să-și pune, și-a pus hainele pe gard. A fost refăcut traseul în detaliu. Ei, și nu apare Andreea pe nicăieri unde băiețașul ăsta, de 39 de ani, cetățean de etnie romă, a aruncat arma. Nu apare nicăieri unde a aruncat telefonul doctoriței. Parcă l-a înghițit pământul. Că dacă mulți au spus că i-am întrebat, dom'le, da, poate fi localizat după semnal. Păi da, dacă l-a aruncat în Dunăre, păi da, dacă l-a spart cu ciocanul. Bun, de acord, și varianta asta. Dar nu apare pe camerele de supraveghere? Și revin și cu asta închei la ce ai spus tu, dacă e posibil la criminalul să umble liber pe străzi. Da, e posibil să umble liber pe străzi. E posibil ca cineva să fi plătit pe Maricel să facă asta. Asta se fac 3 săptămâni. Încotro merge această anchetă și la câte controverse sunt, nimeni nu mai înțelege absolut nimic. Doar vă spun atât, cazul nu s-a terminat. Mulțumesc mult, Roxana Ciucă. Și ca să înțelegeți mai bine, domnilor și domnilor, de ce lucrurile se bat cap în cap și până acum procurorii nu s-au gândit că de fapt aici vorbim despre un medic stomatolog care își folosește mâinile, care poate controla în interiorul cavității bucale foarte mulți pacienți într-o zi și implicit să rămână pe mâini cu urme de ADN de la aceștia. O să vedeți și cum l-au surprins pe acest suspect camerele și nicăieri nu se vede, deși procurorii spun că și-a schimbat hainele, nu se vede cum au aruncat o armă, un soi de baionetă de peste 20-30 de centimetri, adică nu o mică lamă sau un obiect similar, adică vorbim de un obiect extrem de vizibil. Suspectul
Suspectul principal al crimei, doctoriței de la Brăila, a fost surprins în imagini imediat după asasinat. Sunt 17 minute din momentul în care urca pentru prima dată pe scările cabinetului și până și aruncă hainele cu care era îmbrăcat în timpul asasinatului. La ora 16 și 12 minute, criminalul este reperat de camerele de supraveghere din zonă, cum urcă scările cabinetului medical. Este îmbrăcat cu o bluză de culoare neagră, cu mânecă lungă, de asemenea pantaloni lungi, iar pe cap poartă o șapcă. Apasă clanța ușii, intră în cabinet, acolo unde stă preț de doar 33 de secunde, iar mai apoi, la aceeași oră, coboară din nou scările și la un moment dat procurorii îl pierd, pentru că acesta iese din raza camerelor de filmat, însă două minute mai târziu apare din nou în zona cabinetului. Mai exact la 16 și 15 minute urcă din nou aceste scări și intră în cabinet. Procurorii nu își explică ce a făcut acolo preț de un minut, pentru că la 16 și 16 părăsește din nou acest cabinet. Pe o străduță lăturalnică, acesta se bagă între mai multe mașini parcate, de altfel alege o zonă retrasă de vegetație. Se ascunde și începe să se schimbe, își scoate de pe el toate hainele pe care le-a purtat în momentul crimei și le așează într-o pungă albă. În intervalul orar 16 și 18 minute, 16:25, bărbatul este reperat de mai multe camere de supraveghere. Acesta ține în mână sacoșa albă prin care se zăresc hainele cu care a comis crima. Mai mult decât atât, este îmbrăcat de această dată într-un tricou alb, poartă pantaloni trei sferturi de culoare albastră, iar în picioare șlapi. La ochi, acesta poartă o pereche de ochelari, iar de fiecare dată când vede câte o cameră de supraveghere, își bagă privirea în pământ și încearcă să se ascundă de aceasta. La 16 și 25 de minute, criminalul se oprește brusc în dreptul unei locuințe. Din punga albă scoate șapca pe care a purtat-o în momentul crimei și o aruncă peste gard, însă alege o zonă cu vegetație densă. Anchetatorii au stabilit că pe acea șapcă existau probe ADN care au ajutat, iată, la identificarea suspectului. La 13 minute de la momentul în care a părăsit cabinetul medical, bărbatul ajunge în dreptul tomberoanelor. Scoate din sacoșa albă obiectele vestimentare și le agață de gard, pentru ca acestea să fie luate de oamenii străzii, lucru care de altfel s-a și întâmplat. La un moment dat, din sacoșă îi cade pe jos un obiect alb. Ridică, merge către tomberoane și l-aruncă la gunoi. Lămâia Bistrița, mama lui Maricel Mihai, și-a recunoscut fiul în filmarea prezentată în exclusivitate de România TV. Este el, dar nu știu și pe ce stradă este aici, din stradă. Da, deci este el, spune mama acestea, dar cu toate astea în imagine nu se vede cum aruncă de fapt arma crimei, pentru că aceasta nu a fost găsită la acolo în cabinet în momentul în care a fost descoperit cadavrul. Salut și pe avocatul Adrian Cuculis, dar mai întâi vreau să-l întreb pe Răzvan Savaliu. Mă, cum e posibil că 3 săptămâni să spui că, mă rog, acesta este criminalul, poate că el este, doar pentru că ai găsit pe degete ADN-ul lui în condițiile în care medicii stomatologi bagă, să spun pe românește, mâna în gura pacientului, cu poate sau fără este, mânuși. Da, este posibil să mai fie existat un complice. Eu mă gândesc doar dacă folosești o baionetă de tip militar și o bagi într-un om, trebuie să zboare sângele din ea, din persoana respectivă, corect, încât n-ai putea să rămâi fără o grămadă de pete pe tine. Mai ales am înțeles că acolo au fost multiple lovituri. Păi și faptul... imaginile astea, unde a pus el baioneta? Că nu e o lamă. Unde mică. A pus baioneta? Unde a pus hainele care ar fi trebuit să fie pline de sânge? Poate tocmai asta îi reține pe anchetatori să fie închidă cazul repede, pentru că există indicii că ar mai fi existat o persoană, vor să se asigure și bine că nu se grăbesc. Sunt foarte multe necunoscute în acest caz. Nu știi nici măcar mobilul. Presupunem că una din variante este că s-ar fi luat o grămadă de bani de la cineva și acela s-ar fi răzbunat pentru că i s-au luat banii din când el nu putea să aibă un control asupra lui. Deci sunt niște piste care trebuie urmărite. Încă o dată, e bine că nu se grăbesc anchetatorii și verifică toate pistele și poate în timpul ăsta îl vor face pe acest mâricel să vorbească mai multe. Să nu ia totul asupra lui dacă a mai existat un complice. Sau dacă el știe ceva legat de această crimă. Eu sunt curios, nu știu de fapt care este varianta lui servită a anchetatorilor. A recunoscut sau nu a recunoscut fapta, cum se apără el, cum justifică prezența lui și aruncatul hainelor?
Da, poate să spună că e nevinovat știind că mai a mai fost o persoană care aceea a comis crimă. Domnule Cuculis, cu experiența dumneavoastră, chiar dacă nu sunteți avocat în acest caz, de ce procurorii au arătat către cineva? Nu încerc să iau apărarea acestei persoane, dar se pune legitim întrebarea cumva un criminal periculos nu este încă pe străzi. Adică au făcut o reținere doar pe faptul că un medic stomatolog are pe sub unghii urmele ADN-ului unor bărbați, unui identificat suspectul și unul neidentificat, în condițiile în care, în specificul acestei meserii, medicul introduce mâinile în gura multor pacienți, cu sau fără mânuși chirurgicale. Da, bună seara din nou. Mulțumesc și eu pentru invitație. Haideți să ne aducem puțin aminte de o chestiune care s-a întâmplat acum puțin timp, ca să înțelegem puțin mai bine dinamica în efectuarea unor acte de urmărire penală și adoptarea poziției struțului când vine vorba despre niște chestiuni care, cel puțin în opinia colectivului, pare a fi destul de bazată pe niște probe pe care cumva procurorii pare din nou că n-ar vrea să le ia în considerare. Mă ce se mai aminte de fata din sectorul 5 înjunghiată? Noi am depus la dosarul cauzei înscrisuri în sensul acesta, dar planșe fotografice care arătau clar că altcineva înaintea poliției fusese la fața locului și totuși poliția, implicit parchetul, considerând că și-a terminat urmărirea penală, au trimis în judecată fără să mai aibă în vedere niciun fel probele respective. Sigur că vorbeați despre experiență, sigur când știi că s-a întâmplat așa ceva într-un alt dosar, îți pui întrebarea rezonabilă dacă nu cumva Maricel este, eu știu, acarul pe un pentru toată situația, atâta vreme cât ei au găsit ADN-ul în, practic, sub unghiile doctoriței, un al doilea ADN despre care nu știm foarte clar ce s-a întâmplat cu el, fiind în concentrație mai mică sau mai mare, tot, bineînțeles, cu al lui Maricel, este foarte posibil ca el să fie pus cumva în față, aruncat în față și să li se prezinte, după cum spuneam, un acar pe un. Sigur, nu putem să le excludem și să spunem, vai, să acolul Maricel. Da. De ce nu au făcut o expertiză? Că dacă, într-adevăr, nu, acel ADN nu provine de la un control stomatologic fără mânuși chirurgicale, de ce nu au făcut imediat o expertiză să vadă dacă cumva suspectul are și urme pe corp? Da. Verificarea aceasta corporală este obligatorie când s-a făcut după suspect. 5 zile, dar vă dați seama, o echimoză, că bănuiesc că nici doamna aceasta n-avea lame, avea niște unghi cel mult. Se mai pune problema, nu mă erigez în vreun medic, dar e o chestiune, mă rog, cunoscută de prin alte dosare. Vena aceasta, da, care transportă sângele către cap, numită și carotidă, nu este o venă care să se rupă sau să se taie așa dacă i-ai dat puțin cu cuțitul pe la gât. Deci el ori a folosit acolo, apropo de arma crimei, un bisturiu care era foarte, foarte ascuțit, ori o altă armă despre care se cunoștea că poate să facă o secțiune perfectă. Orice altă încercare de tăiere cu un cuțit de bucătărie, dau și eu un exemplu stupid, nu i-ar fi reușit secțiunea aceea perfectă. Deci eu nu cred că domnul acesta este criminalul. Da, important, pentru că dacă nu este el criminalul și nu este nici măcar un complice, atunci avem un criminal periculos liber, care circulă liber pe străzi. Domnule Pelican, de ce nu suntem mai atenți? Adică, mă gândesc așa, pentru actul de justiție în general, am făcut cu usurile și trâmbițe o reținere pentru că un medic stomatolog avea pe mâine ADN-ul unui cetățean care a spus care că m-am dus să-mi verific măseaua. Păi și cum ți-a verificat? Ei, cu mâna și după aceea... Dar nu poate fi nu o probă mai... să mergi cu concluzia că ele... Nu știu, doamna Crețulescu, de atâtea zile mă uit și eu cu foarte mare atenție. Am devenit chiar curios. Nu sunt un investigator, nici ca ziarist n-am fost, nici nu sunt absolvent de drept, dar pare ciudat. Eu rămân cramponat într-o idee și am întrebat de vreo 3-4 ore aici în studio România TV. De ce tace atât de suspect soțul doamnei doctor ucise? Tot domnul doctor. El e principalul beneficiar al averii acestei doamne doctor. Eu bănuiesc că fie o legătură fie cu fostul iubit al doamnei doctor din Moldova, condamnat din visteria căruia doamna doctor ucisă a luat 800.000 de euro, fie băiatul doamnei Lămâia, fie un alt complice. Adică, domnule, chiar n-ai nimic de spus, e soția ta, nicio frază. Se teme? Îi e teamă?
poate să aibă protecție. Prea suspectă tăcerea domnului doctor, soțul decedatei. Da, multe întrebări, doamnelor și domnilor, și tot astăzi, la fel de important, trebuie să vă spun într-un alt caz care a generat, să spunem așa, un impact emoțional aici în societate. Au început audierele în scandalul sexual de la SNSPA, o celebră universitate din capitală. Dragoș Bistriceanu are detalii. Bun găsit! Bun găsit tuturor! Parchetul începe audierile în dosarul Alfred Bulai. Totul în contextul în care zeci de studente le acuză pe Bulai de hărțuire sexuală sub diverse forme. De la faptul că le-a pus să se dezbrace până la faptul că a ajuns să le pipă în zonele intime. Procurorii vor chema la audieri martori, inclusiv profesori din conducerea SNSPA, dar și persoanele vătămate, respectiv studentele care l-au reclamat pe Bulai. Parchetul a susținut încă de la început că va proteja identitatea, dar și datele studentelor care vor alege să își facă un pic de curaj să depună plângeri împotriva profesorului. Oficial, poliția și parchetul au deschis un dosar penal in rem ce vizează folosirea funcției în scop sexual în cazul profesorului Bulai, care între timp anunță, practic conducerea SNSPA, că vrea să se pensioneze. Dar, cu siguranță, domnilor și domnilor, știrea zilei la nivel planetar vizează această cădere a burselor după ce ieri cei de la Goldman Sachs au anunțat și au previzionat o recesiune economică în Statele Unite cu între 10 și 25% după ce au făcut o analiză financiară pe, să spunem așa, piața muncii, joburile din Statele Unite, cifrele arătând mult mai urât decât se așteptau aceste medii financiare. Tulburențele se vor simți și în România, de aceea Bordul Băncii Naționale se va reuni de urgență în mai puțin de 48 de ore, când ar trebui să decide dacă România mai rămâne o, să spunem așa, țară stabilă sau nu. Ar trebui să ia o decizie și în privința dobânzii de referință acum la 6,75. Dacă inflația la noi a mai scăzut, dobânda asta rămâne constantă, oamenii plătesc rate la credit foarte mari și oricum se așteaptă din bancă, din partea BNR-ului, evident, dar mesajul trebuie să vină de la guvern, un semnal clar că România mai reduce cheltuielile statului care sunt mult peste posibilități, adică acel deficit. Adrian Negrescu, în direct cu noi. Bun găsit, Adrian. Bună seara. Cât de afectată va fi țara noastră? Pentru că, da, aici la noi e huzurie mare, să-i spun așa, că e an electoral. Angajăm peste unul, peste altul, bugetari utili sau inutili și indiferent pe cine vom alege, dacă ne trezim în 2025 cu această recesiune, criză fără precedent, pentru că ce s-a întâmplat astăzi în Japonia, pe burse, nu s-a mai întâmplat din acea lună neagră din 1987, când toți au, sau acel crah a influențat ani buni între toate piețele financiare. Da, de ce e important semnalul ăsta de la Banca Națională? Pentru că România, în momentul de față, se împrumută de pe piețele externe pentru a avea cu ce să plătească pensii și salarii. Dacă Banca Națională nu va veni cu un semnal de stabilitate, de încredere pentru investitorii străini mai ales, s-ar putea ca România să aibă de suferit, pentru că în momentul de față, în piețele internaționale, cam toată lumea își retrage banii din plasamentele astea riscante, inclusiv din titlurile de stat. Da? De ce? Pentru că le teamă că urmează recesiunea, urmează chiar și o stagflație, o situație nemai întâlnită, de pildă, în economia americană. Ce înseamnă stagflație? Înseamnă creștere economică zero și o continuare a inflației. Ei, asta este cel mai prost scenariu, pentru că dintr-o recesiune ieși destul de ușor. Dintr-o stagflație s-ar putea să stai vreo 7-8 ani până să reușești să se depășești această situație. Ei, România, situația ar fi mai gravă, din punctul meu de vedere, pentru că suntem cam cu pantalonii jos, ca să zic așa, depindem de împrumuturile de la bănci și împrumuturile străine, iar situația deficitului bugetar ridică multe semne de întrebare. Oamenii, spuneam nu de mult la dumneavoastră la România TV, că investitorii străini privesc cu îngrijorare la ce se întâmplă în țara noastră din punct de vedere al huzuriei astea, cheltuielor astea fără număr pe care statul să le face, fără să aibă un fundament, adică să aibă cu ce să plătească.
Ei, din această perspectivă s-ar putea ca, dacă această criză se amplifică, dacă acest val de căderi pe burse va fi confirmat mâine și de bursa americană, s-ar putea ca efectele să le vedem într-o creștere a dobânzilor la împrumuturile României sau chiar o depreciere practic a ratingului țării noastre dacă nu luăm rapid măsuri. Da, da, suntem oricum prost, suntem la B-, adică mai jos de indicativul ăsta e junk. Suntem aici în junk. Da, urmează junk. Da, noi și țările din Africa, doamnelor și domnilor, mai sunt la junk. Și oricum problemele pentru 2025, când acești reputați analiști de la Goldman Sachs au vorbit de recesiunea din Statele Unite cu până la 25%, ei bine, România mai are o problemă în 2025. Din nou, liberalizăm piața energiei începând cu aprilie, pentru că plafonul până acolo merge. De aceea, România TV l-a întrebat astăzi pe ministrul energiei dacă are vreo gândire în sensul acesta. Iată răspunsul. În acest moment avem o schemă de compensare plafonare care este valabilă până la finalul lunii martie anul viitor. Până atunci, sarcina noastră, misiunea Ministerului, este să pregătească împreună cu ANR și cu toți cei responsabili etapa ulterioară. Ce înseamnă aceasta? Sigur că vom vedea și în funcție de evoluția piețelor, de evoluția conflictului din Ucraina, de evoluția conflictului în Orientul Mijlociu. Piața energiei este sensibilă la toate aceste variabile care nu sunt o parte dintre ele în controlul nostru. Adică, Răzvan Savaliuc, ce a fost foarte prost atunci în 2020 când premierul Orban a decis liberalizarea, nu neapărat că liberalizarea e proastă, nu. România nu are mecanismele necesare pentru a stopa abuzurile, adică ceea ce a fost întrebat astăzi ministrul și a spus încă lucrez cu ANR-ul. Au trecut 4 ani. Adică ce va face România în 2025 dacă vine și recesiunea asta planetară, că dacă se întâmplă să punem scenariul cel mai rău, că se spune că e chestiunea de ore sau de 2-3 zile până când în Orientul Mijlociu va începe un război pe viață și pe moarte. Deci Israelul va fi atacat, Statele Unite vor interveni pentru apărarea Israelului, multe țări arabe vor riposta, punem scenariul ăsta. Da, da. Asta ai văzut, americani au zis, domnule, faceți tot ce e posibil să nu escaladați conflictul. Asta înseamnă, se mai poate? Da. Asta înseamnă ceea ce fac mulți investitori, își retrag plasamentele, înseamnă că multe afaceri nu vor mai fi profitabile și nu își vor mai găsi rostul, pentru că în criză omul nu se va mai orienta decât spre mâncare și chestii de strictă necesitate. Și noi, România, vom fi noi în situația huzurim, da, în care, nemai având nici măcar o resursă naturală pe care să nu exploatăm noi, decât puțin așa pe energie, dar toate sunt la prețurile liberalizate. De fapt, noi o vindem pe noastră ieftin și o cumpărăm de la băieții deștepți la prețul cel mai scump din lume. Dacă noi nu vom trece la o politică de recuperare a resurselor și să invocăm forța majoră, sunt probleme, luăm și administrăm noi direct peste orice alte contracte și angajamente le-am făcut, astfel încât să salvăm populația, nu știu cum ne vom desurca. Deci politicienii vor fi puși între ciocan și noi încă ne gândim la campania electorală, la cine alegem. Ne uităm ce se întâmplă în Anglia. Poate așa înțelegem mai bine. Acolo englezii cu musulmanii încep să se bată pe stradă să se omoare. Și înainte să merg și la domnul Pelican, vreau să vă arăt, pentru că tot Răzvan Savaliuc a invocat acest posibil conflict din Orientul Mijlociu, adică chestiune pentru toți analiștii de ore sau poate zile, până la un atac masiv, dar semnalele ca planeta asta chiar să nu explodeze este să încerce atât Israelul cât și Iranul, Hezbollahul, toată lumea să nu escaladeze la nivel planetar practic acest conflict. Iată imaginea. Suntem atacați din toate părțile, avem momentan 115 de ostași care nu știm câți mai trăiesc, care îi chinuiește aia care au rămas și nu vrea să le dea drumul. E ceva care nu se poate înțelege. Bebeluși, oameni bolnavi de 85 de ani. Suntem acum amenințați din clipă în clipă să fim atacați cu cele mai groaznice bombe din Iran, din Hezbollah în nordul Lebanon, din Irak, din Yemen, din Dumnezeu știe de acum de unde, toți pe noi să ne distrugă. Din păcat, unde eu locuiesc,
Eu locuiesc în centrul Tel Avivului. Nu am nu adăpost și nici pe casa de scări tot nu pot să mă duc, să mă ascund. Există o mare foarte cantitate de blocuri vechi care nu au asemenea adăposturi sau au doar un adăpost eventual în subsolul blocului și nu au nici lift. Deci nu toată populația este protejată, ci este sfătuită ori să meargă în caz de urgență în acea cameră sigură, ori în cel mai rău caz, dacă nu există, pe scara blocului. Vacanțele au fost profund afectate, deoarece multe curse, multe firme de zbor și-au anulat cursele. Următoarele zile sau săptămâni, mulți oameni care trebuiau să plece nu mai pot pleca, sau care au plecat, nu se mai pot întoarce, își caută alternative care evident sunt mult mai puține și mult mai scumpe. Populația e foarte stresată, copiii sunt stresați pentru că nu pot fi lăsați în parc sau așa mai departe și atunci săracii sunt copii care, și copiii mei azi dimineață m-au întrebat, mama, dar când se termină? Să bombardeze odată că vrem să fim și noi în liniște, să se termine odată. Și e foarte greu să răspuns copiilor. Copiii sunt stresați în primul și în primul rând. Nu sunt zboruri, peste 20 de companii au suspendat zborurile, sunt foarte mulți plecați în străinătate că e vacanță și nu se pot întoarce, sunt mulți care au rămas aici că nu poate să plece, e un pic haos cu partea asta. Da, haos și panică pentru populația civilă din Israel și astăzi toate marile puteri, să spun așa, au recomandat cetățenilor lor să părăsească cât mai urgent Libanul. E vreo posibilitate, domnule Pelican, ca acest conflict să nu escaladeze, pentru că de fapt ăsta e pericolul. Riscăm chiar să mergem într-un soi de doamna al treilea război mondial, spuneau niște analiști specialiști în zonă. Doamna Grețulescu, sincer mă tem și am vorbit cu oameni competenți care sunt experți pe politică externă, pe problemele de armată, de război. Toată lumea se teme. Gafa impardonabilă pe care Israel a făcut-o cu moartea acelui lider, tocmai acolo pe teritoriul lor, pune în pericol întreaga țară a Israelului. Eu mă tem, n-am nicio îndoială, vorbeam și cu Răzvan, Iranul va reacționa, va ataca. Problema e cât se va extinde acest război. Asta e. Să știi că principal Iranul este să nu escaladeze mai mult decât trebuie dintr-un se va extinde conflict aici zonal. Practic, cei mai mulți analiști spun că șansele pentru o non-escaladare sunt extrem, extrem de mici. Așa e. Și dacă ne întoarcem din nou în țară, aici v-am spus, campanie electorală, noi legi care se aplică și cu siguranță cea mai importantă este cea a pensiilor, pentru că, atenție, nu neapărat că se măresc pentru mulți pensiile începând cu 1 septembrie, dar de fapt toți pensionarii în plată, adică aproape 5 milioane de oameni, primesc noi decizii de pensie, adică practic pe punctajul care îl vor primi în următoarele 2 săptămâni depinde venitul lor an înainte, foarte mulți ani, adică practic avem aproape 5 milioane de noi decizii. De aceea, mulți se tem să nu existe greșeli aici, poate erori materiale. Important din această perspectivă, România TV s-a documentat ce se întâmplă, adică care este posibilitatea noastră legală să contestați dacă constatați o astfel de eroare. Marina Cioacă vă explică. Bun găsit! Pensionarii din țara noastră așteaptă cu sufletul la gură să primească deciziile de recalculare pentru a putea vedea o exactitate cât au de câștigat. Însă o parte dintre aceștia vor fi nemulțumiți, pentru că există deja pensionari care spun că și-au făcut propriile calcule pe care le vor compara cu deciziile de recalculare care le vor ajunge acasă între 15 august și 1 septembrie. Ar putea, bineînțeles, să existe și greșeli din partea statului român. Și atunci pensionarii se întreabă ce este de făcut dacă primesc acasă o decizie care este greșită sau pe care o consideră ei a fi greșită. Ei bine, noua lege a pensiilor precizează extrem de clar că după ce primesc aceste decizii de recalculare, în termen de 45 de zile se pot adresa instanței. Deci își pot căuta
dreptatea, dar doar în instanță, pentru că din momentul în care emit aceste decizii de recalculare, casele de pensii județene nu mai au nicio atribuție, iar pensionarii, în cazul în care a greșit statul, de exemplu, sunt puși pe drumuri și trimiși în instanță să-și caute dreptatea. Mulțumesc mult, Marina Cioacă, profesorul Anton Hader și dânsul în direct cu noi și mulțumesc pentru asta. Bună seara, domnule profesor. Explicați aici pentru că, practic, se schimbă destinul pentru 5 milioane de oameni și nu doar așa pentru o majorare de X%, nu, ci pentru toată viața de acum înainte. Așa este. Se poate să se ajungă și în această situație și pentru că n-a existat recalculare fără să fie și contestații. M-am gândit cu Marina Cioacă la acest subiect acum câteva zile și chiar am ridicat problema peste tot unde am fost săptămâna trecută, în finalul săptămânii, prin televiziuni, ce se întâmplă, dar am auzit că domnul director a fi și astăzi cu un mesaj de genul că dacă e o greșeală materială săvârșită de cei de la Casa de Pensii, s-a transcris greșit o informație, un număr de puncte, a apărut o cifră în alt loc de altă cifră, o greșeală evidentă care este de natură a deteriorării sumei primite la pensii, să prezinte la Casa de Pensii și să vorbească acolo la nivel local, adică nu-i trimite direct pe toți pensionarii care sunt nemulțumiți de quantum în fața judecătoriei, adică în justiție. L-aș ruga să mai intervină încă o dată și să precizeze acest lucru, pentru că este foarte important și pentru că se pune problema și ajungere în justiție, acolo pot să ajungă cei care sunt nemulțumiți de decizii în ansamblu ei. Spre exemplu, eu am analizat acest aspect și cred că în zona aceasta, punctelor pe contributivitate, nu pot fi probleme fundamentale, acelea fiind luate din deciziile anterioare, dar repet, ce aici se poate greși, dar greșeală materială, eroare materială, în timp ce punctele asimilate sunt incorporate acum pentru cei ieșiți la pensie tot în cadrul punctelor de contributivitate și mai rămâne problema punctelor de stabilitate. Acolo s-ar putea să apară unele nemulțumiri prin neluarea în seamă, știți bine, a punctelor de după anii de pensie sau imediat după pensie sau alte aspecte care consideră unii pensionari că nu sunt corecte, dar e bine că s-a intervenit cu acest răspuns astăzi și l-aș ruga pe domnul președinte să mai ia... Vreau să fac un anunț. Mâine seară președintele Casei de Pensii va încerca să facă aceste explicații aici la România TV la ora 20. Da, o să explicăm pentru că este foarte important. Niciodată în țara asta, într-un decurs atât de mic, de câteva săptămâni, nu s-au emis, atenție, 5 milioane de decizii de pensie. Pentru că până acum România a avut doar acele majorări, nu știu, 5, 10, 15%, cât s-a dat în funcție de guvern. O scurtă pauză, doamnelor și domnilor, și după, extrem de important, o prognoză reactualizată, pentru că România va fi lovită de furtuni. Cauți un adeziv eficient pentru proteza ta dentară? Dă fuga la Catena! Fixodent plus Food Barrier costă doar 25 de lei și 20 de bănuți. Vacanță, vară, soare, alege Rilastil Sun System. 3 produse la preț de 2. Prețuri mici, reduceri mari. Fixodent este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Din nou în direct, doamnelor și domnilor, cum spuneam, o prognoză reactualizată, Silviu Grigore, chiar acum în direct cu noi, pentru că România va fi lovită de furtuni. Nu mai e canicula de acum două săptămâni, temperaturile în multe zone au mai scăzut, dar vin furtunile. Bun găsit, Silviu, explică-ne. Bună seara, Andreea, bună seara, doamnelor și domnilor. Harta pe care o prezint acum ne arată foarte clar faptul că până mâine dimineață la ora 10 este în vigoare o atenționare cod galben ce vizează regiunile central-nordice ale țării noastre din cauza fenomenelor asociate instabilității atmosferice accentuate. Dar lucrurile nu se opresc aici, dimpotrivă, pe parcursul zilei de mâine, instabilitatea atmosferică va cuprinde mai multe regiuni, în special cele aflate în sud-estul, estul, centrul și nordul țării, mai ales în sudul Moldovei, în estul Muntenii, în Dobrogea, vor fi intervale de timp în care norii convectivi se vor dezvolta frecvent și vor determina averse, descărcări electrice,
intensificarea revântului, grindină, bijelii și cantități de apă importante, spre 30-40 de litri pe metru pătrat, dar vor fi astfel de fenomene local și în Transilvania, în regiunile nordice, chiar și în Moldova. Apoi vor fi mai puține ploi, dar evident că și acestea pe alocuri vor lăsa efecte. Și spuneai tu că nu mai vorbim despre caniculă, nu mai vorbim pentru două zile. Pentru că începând de joi, intrăm din nou sub influența unei mase de aer tropical care se va extinde dinspre sud, sud-vest și către țara noastră, va cuprinde practic o bună parte a Europei și cred că trebuie să ne pregătim din datele pe care le aveam acum pentru un nou val de căldură intens și prelungit. Adică, începând de joi, chiar vor fi valori caniculare în sudul Banatului, în sudul Olteniei, în sud-vestul Munteniei, vor fi spre 35 de grade la umbră. Deja vineri vor fi maxime spre 37 de grade în zonele de câmpie din vest și din sud mai ales. Apoi, așa cum ne arată și această animație cu distribuția probabilă a câmpului termic, spuneam că valul de căldură se va intensifica și se va extinde și din datele pe care le avem acum sunt semnale că și acesta va fi un val de căldură prelungit. Și adică tot așa aproape 3 săptămâni cât a fost la final de iulie? Ridicate. Adică tot 3 săptămâni, că în iulie cam atât. Am avut aproape 3 săptămâni de caniculă, ca niciodată. A fost cea mai lungă caniculă din istoria, mă rog să spun, măsurată meteorologic în România. Va fi un val de căldură prelungit și în acest sens organisme specializate, asociate Organizației Meteorologice Mondiale au emis deja mesaje de informare cu privire la un val de căldură prelungit și intens care va afecta sudul și sud-estul Europei și includem aici și zona țării noastre. Da, putem da, văd că din harta aceea cu mult violet și Grecia și Italia și o bună parte din Franța. Exact. Practic toată jumătatea de sud a Europei vedem că va fi sub influența acestui val de căldură care va avea de asemenea efecte atât în ceea ce privește distribuția zonelor afectate de secetă, cât să nu uităm și pericolul de declanșare și extindere a unor incendii este unul cât se poate de real. Mulțumesc mult, Silviu Grigore, cu ultimele date pentru dumneavoastră și acum mai punem o problemă importantă și pentru salariați. Tot mai multe țări fac teste și sunt dispuse să adopte săptămâna de lucru, atenție, de 4 zile. Alții vor săptămâna de lucru de 6 zile, cum este Grecia. Raluca Curteanu ne explică. Bun găsit! Bun găsit tuturor! Vorbim despre o tendință la nivel european, dar și despre un mecanism care nu se poate aplica însă peste tot. De exemplu, companiile industriale ar putea fi capabile să se pregătească cu o tehnologie sporită pentru a oferi lucrătorilor ture mai scurte, dar în sectorul serviciilor poate fi mai complicat. De asemenea, pentru a lucra 4 zile pe săptămână, înseamnă ca angajații să lucreze 44 de ore pe parcursul a 4 zile, iar turele de 11 ore ar putea fi solicitante, dar vorbim mai ales despre cei care lucrează în transportul public sau au grijă de copii. În Belgia, prima țară din Uniunea Europeană care a legiferat cetățenilor săi dreptul de a decide dacă doresc să lucreze 4 sau 5 zile pe săptămână cu același salariu, un sondaj a constatat că sistemul este cel mai popular în rândul tinerilor, desigur, cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani. Mulțumesc mult, Raluca Curteanu, Răzvan Savaliuc. 4 zile de muncă, 5 zile sau 6? Cum o fi mai bine? Eu zic că n-ar fi rău să fie doar 4 zile. Așa, oricum nu prea e. Ești de părerea grecilor cu 6. Nu prea e mai așa mult de muncă prin lumea asta. Dacă te uiți la țările care se respectă, Italia, Grecia, unde sau Spania, unde există siestă și unde oamenii știu să se și distreze, nu muncesc pe rupte. Acolo e ceva absolut normal, se va implementa perfect, absolut. Iar la noi cred că și mai bine decât la ei se va implementa. Doamna Grețulescu, săptămâna de 4 zile. Spune Răzvan, dar la criza forței de muncă pe care o are România, să lucrez 4 zile, mi se pare că deficitul va fi și mai mare. Eu cred că nu va fi posibil, măcar să rămână inclusiv vineri până la 2. Bun, atunci să ne simțim bine măcar așa spre final de emisiune, doamnelor și domnilor. Vă prezint vedeta care ne arată cele, atenție, 500 de costume pe care le dețin în garderobă. Mă refer aici la Fuego. Dacă am greșit, tu, Doamne, zi-ne.
Dacă am greșit, tu, Doamne, zile. Am acasă peste 500 de costume de scenă. Ce, două camere pentru ele? Jumătate din ele nu pot să le mai port pentru că eu sunt un om care s-a mai împlinit. În da. Ani am fost mai slăbuț. Asta e ideea. Am tot făcut și eu cure de slăbire, am revenit, iar m-am îngrășat. Să-ți o dau și pe a mea. Acum încep din nou să slăbesc. Bine, am chemat prietenii mei, da. Pocăiță, care vin și îmi renovează mie da. Ce am eu o problemă, un pereche, spartul, nu știu ce, și-au pus niște bârne de lemn. Acolo, în interiorul piscinei. Peste piscină. Am golit apa. Ai golit. Acum stau învelope în piscină, stau treburi grele. Da. Bun. Ei, și-am făcut, nu vă exagerez, tot spațiul la un dressing care este arhiplin. Și vreau să spun că am nenumărate costume pe care nu mai pot să le port, dar în timp vreau să devină o expoziție permanentă aceste costume. Mm-hmm. Sunt costume făcute de Doina Levința, wow. lucrate de mână, da, cu fireturi, cu nu știu ce, cu de scenă făcute. Mm-hmm. Grele, da? Unele din ele. Croitorul case, designerul casei regale, Ciucu. Păi Ciucu, numai Ciucu mi-a făcut 30 de costume până acum de scenă. Eu mi-am plătit absolut totul pentru că am vrut să rămână la mine. Și eu am rate la bănci. Și am datorii. Dar de ce să n-am? La ce? La ce ai făcut rate? Pă, și la mașină. Pe leasing. Dar cum să nu? Am rate și eu, la fel ca și oricare om, că o să spuneți că da, sunt la fel ca dumneavoastră. Cu aceste imagini, doamnelor și domnilor, punem punct ediției din această seară. Le mulțumesc invitațiilor și merg la Victor Țitacu. Bună seara, Andreea, bună seara, doamnelor și domnilor. În doar câteva clipe, o nouă ediție incendiară a punctului culminant. Prezentăm în premieră națională mărturia care schimbă tot. Suspectul plasat într-un moment cheie într-o locație dubioasă, Roxana Ciucă și Gelu Vitean, o nouă transmisiune specială de la Brăila. Reconstituirea făcută în baza noilor informații aflate. Prezentăm în exclusivitatea declarația care poate dărâma tot. Ce a aflat azi familia suspectului? Ce se întâmplă în arest? De ce nu poate vorbi avocatul suspectului cu procurorul? Probele cheie lipsă, mobilul, telefonul și baioneta. Dar col de-a tremur, regina drogurilor, e la un pas de pușcărie, domnule. Blonda lui Coldea din mafia drogurilor, primisă în judecată. Rețeaua blondei lui Coldea și drogurile date în cluburile de fițe. Denunțătorul Marinei Pandarov a dat-o în gât la audier. Vorbim despre interceptări pe care a picat Coldea în mafia cocainei. Și șef de instituție alimentați cu droguri, domnul Londa Codistă. Și-au descoperit procurorii în telefonul reginei cocaine. Și o nouă alertă mondială, un nou război este la un pas să izbucnească. Manevre militare masive. Ce fac Statele Unite în Orientul Mijlociu? Alerte date și de România, zboruri anulate. Veți vedea și de Caracatica, veți vedea și Caracatica care apără zilele groaze în cărângături demascate. Cum este protejată politic rețeaua de distrugere a bătrânilor? Un mega scandal după furtul barbar de la Jocurile Olimpice. Mama anunță că își retrage definitiv din sportul gimnasta campioană. Veți vedea și intervenția Nadei Comăneci, se cere revizuirea evoluției. Rămâneți!